make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit, după cum vedeți, la prima noastră carieră de la FIFA 15. Dar înainte să începem, aș vrea să ne cerem niște scuze. Într-un fel nu a fost vina noastră, știți că până acum, după cum vedeți, nu am făcut rost de FIFA. Așa că am făcut într-un final și vom face și noi manager carier. Vom face și mai multe serii, ne-am mai gândit la mai multe serii de FIFA. Deci înainte să începem, nu uitați să lăsați și voi un like, un com să vă spuneți părerea și încă o dată îmi pare rău pentru întârziere. Mulți credeau că ne-am lăsat, dar iată că ne reapucăm și o să postăm ca de obicei pe fiecare zi de acum încolo. Vom face o carieră cu Everton, așa, o echipă din Liverpool. Vom juca la Legendary sau hai să jucăm la Legendary World Class, da, de fapt că nu am mai jucat de multă vreme, vă spunem sincer asta. Și suntem în Europa League, asta știu sigur, pentru că normal Everton în acest sezon a fost în Europa League, dar acum nu mai are Anglia din păcate nicio echipă sferturi în cupele europene. Ok, să dăm advance. Sună telefonul, dar nu-i nimic. Noi ne ocupăm acum de noi, de manager, suntem din România normal, suntem domnul Ultra, ca de obicei. Și să dăm advance încă o dată. Am ajuns pe banca lui Everton și încercăm să facem un sezon de vis, de ce nu, să câștigăm Premier League. E un lucru mare, dar care un scop mare care poate fi atins, o performanță care poate fi atinsă și mai ales că vom face transferuri, pentru că este perioada transferurilor, dar vom înnoi total lotul, vom face un lot, vom forma un lot foarte, foarte tânăr. Cu toate că avem riscul să nu fie omogen, dar ne permitem acest risc. L-avem pe Romelu Lukaku în atac, este foarte, foarte bun, și pe bătrânul Samuel Eto'o. Vedem, 21 de ani are Lukaku, 80 overall, crește, mai crește destul de bine. Să vedem și rezervele. Eto'o lăsăm oricum rezervă pentru că este foarte bătrân. Oricum în acest moment în realitate nu mai este la Everton. Îl avem și pe Kevin Miraias, este la, tot la rezerve. Dar Cristian Atsu este împrumutat sau este al nostru? Mamă, ce mi-ar place să fie al nostru Cristian Atsu și este al lui Chelsea. Da, e un jucător bun Atsu, de ce nu să nu ajungă la noi? A fost chiar jucătorul turneului Cupa Africii pe Națiuni. Îl punem pe Howard pe transfer? Da, o să-l punem și pe Howard, pe Alcaraz și pe ăla, pe Baines, chiar dacă este un jucător bun Baines, e destul de bătrân, Gerard Berry, 33 de ani are acest Gerard Berry. Și el, jucător de național a Angliei, nu știu acum de fapt dacă mai joacă, dar știu sigur că a jucat odată și odată. Avem un lot destul de bătrânel, cred că avem o medie de 27 de ani, chiar 28. Un Pienaar și el 32 de ani, Eto'o 33 de ani. Sunt jucători destul de bătrâni de care sperăm oarecum să ne descotorosim. Bun, vom face și transferuri, nu știm ce buget avem, dar vom vedea normal. 13 milioane este bugetul nostru. Să înaintăm puțin, să vedem dacă vom primi oferte sau ceva de genul. Și iată că a venit și primul nostru meci, dar da, este cu Arsenal, pe terenul nostru. Să vă arătăm echipa pe care am făcut-o. Îl avem pe De Bruyne, cel mai important jucător pe care l-am luat. 81 este cam, este foarte, foarte bun, l-am luat de la Wolfsburg. Așa, Oxlade-Chamberlain de la Arsenal, 6 milioane de euro, am dat pe el o sumă foarte mică, spun eu. Am mai luat un jucător la Arsenal, este vorba de Zelalem, 1,5 milioane am dat pe el. Gerard Berry tot este titular, deși puteam să băgăm un alt jucător aici, să se le bătrân, poate pe ăla, pe Barkley. Deși Gibson ar fi și el mai tânăr, Barkley, toate că este cam, poate se descurcă și pe această poziție mai defensivă. Unde este? Da, uite pe Barkley, are, este foarte tânăr, 20 de ani are Barkley. Bun, Stones e tânăr, Vlad Chiricheș, am luat și un român normal, Vlad Chiricheș de la Spurs, are 24 de ani și tot 6 milioane de euro am dat și pe el. Am făcut o echipă oarecum bună, spun eu, și sper să ne descurcăm în meciurile care urmează. Meci foarte greu acum care l-avem și cu Arsenal, este pe terenul nostru și trebuie să ne impunem, spun eu. Bun, să dăm play match. Și meciul începe, meciul din Premier League dintre Everton, echipa din Liverpool, și Arsenal, echipa din London. Întâlnim Tunarii care sperăm să învingem. Am luat câțiva jucători de la aia, deci am
am dezechilibrat-o, să spunem așa, din punct de vedere al omogenității, dar și au luat jucători de la noi, chiar doi, dacă nu mă înșel. Iată-l acum pe Vlad Chirichieș cu un sprint foarte bun, așa cum o făcea în vremea când juca la Steaua. Lukaku acum, Romelu Lukaku într-o zonă centrală, șutul lui Lukaku este scos de micuțul David Ospina, noua achiziție în această vară lui Arsenal. Batem la scurt, acolo este Stones, fundașul central, trece foarte frumos Stones continuă, o centrare bună, un șut în blocaj, balonul este respins chiar foarte bine la Danny Welbeck, este singur pe acest contraatac, se duce singur cu Welbeck și Cavanda, iată că nu vi l-am prezentat pe acest Cavanda, am uitat, chiar acum l-a luat înaintea meciului cu Arsenal, l-a luat de la Lazio Roma, 5 milioane de euro am dat pe el. Să vedem acum pe Stones 1-1 cu Welbeck, centrare pentru Arorazi, bară, este, scăpăm la această fază, era cât pe ce că Arsenal să deschide scorul și încercăm un contraatac prin Kevin De Bruyne, magicianul Kevin De Bruyne, care continuă, are putere aici. Aaron Ramsey este cel care a foltat, să vedem acum lovitura liberă care o va executa Kevin De Bruyne, belgianul, mult peste poartă. Este poarta micuțului David Ospina, cum spuneam. Pentru Gibbs, Cavanda foarte frumos deposedează acolo. Iată-l pe Cavanda sprintând. Du-te Cavanda, se duce, are spațiu de manevră Cavanda. Cavanda intră în careu. Cavanda, de ce l-o fi dat acum drumul la balon? Nu am știut acolo ce să facem cu balonul, din păcate, când era posesia lui Cavanda și Arsenal din nou încearcă un contraatac. Gibbs, o degajare la întâmplare mai mult a lui Gibbs. Barkley pentru De Bruyne, cum spuneam, Barkley joacă mai defensiv în această partidă, un călcuit frumos acolo pentru Cavanda lui Oxlade-Chamberlain, fostul jucător al lui Arsenal. Santi Cazorla, jucător care se spunea că se vehicula că s-ar putea să reîntoarcă în Spania și la Atletico Madrid, unde altundeva ar fi avut loc în Spania, la o echipă mare cel puțin acest... Santi Cazorla, iată-l acum centrând, Welbeck încearcă cu capul, Cavanda scoate până la urmă destul de riscat chiar careul nostru propriu, o pasă pentru viteza lui Chamberlain, iată acum trecând de un adversar direct Chamberlain, Chamberlain incredibil cum trece ca prin brânză, Oxlade-Chamberlain intră în careu, Chamberlain centrează la firul ierbii, balonul este respins. Parcă am dominat până acum această prima repriză, dar a fost mai mult o dominație pasivă decât una cu ocazii. Este bine că nu am ratat foarte mult, pentru că dacă ratam atât de multe ocazii, puteau răzbuna. Chirichieș a început bine, un debut bun pentru jucătorii noștri, pentru noile noastre achiziții. Mai degrabă, jucătorii noștri mai vechi, parcă nu se înțeleg așa bine între ei, dar se vor mai lega și pasele. O pasă acum în careul nostru pentru Danny Welbeck, centrarea lui Welbeck este respinsă foarte bine. Și acum minge pentru Kevin Miraias. Miralas, belgianul încearcă să treacă acolo de Debuchy, o pasă pentru Lukaku, Romelu Lukaku, fostul jucător al lui Chelsea, iată-l ce pasă excelentă pentru Chamberlain, 1-1 cu fostul său cu echipier Santi Cazorla, acesta reușește să-l debosedeze cu experiență mai mare, care și-a spus cuvântul acolo Santi Cazorla, trece foarte frumos Cavanda, centrarea bună a lui Cavanda, dar Romelu Lukaku nu a reușit din 8 metri să bage balonul în plasă, foarte frumos Barkley, bară, egalăm la raportul, bară, ce șut a prins acolo Barkley, a reușit iată să deposedeze, cum spuneam, l-am transformat într-un mijlocaș defensiv, s-a descurcat bine, a tras bine, poate ca Lampard, un viitor Lampard să fie acest Barkley. Minge acum pentru Chamberlain, pasă încercată de acesta, nu a fost o idee rea. Acum pe Barkley pentru Chamberlain, și se termină prima repriză. Da, după 45 de minute scorul este 0-0 între noi și Arsenal. A fost o primă repriză echilibrată, parcă cu noi mai mult în prim plan. Arsenal, iată, a făcut și un transfer, l-a luat pe Edin Dzeko de la Manchester City. A intrat chiar acum în locul lui Danny Welbeck. Lukaku pentru Barkley. Barkley încearcă să găsească o soluție, până la urmă este deposedat. Nou intrat Dzeko, la prima atingere de balon trece cu un noroc acolo Dzeko. Trebuie să fim atenți, Barkley, cât de ușor este făcut. Dzeko din nou, se vede talia mare a lui Dzeko, bosniacul. Recuperăm foarte bine. Zelalem pentru Kevin De Bruyne. De Bruyne pentru Lukaku. Du-te Lukaku. Lukaku are viteză 1-1 cu portarul. Lukaku, gol!
1-0, Romelu Lukaku este cel care deschide scorul. Ce gol marcăm aici, o recuperare foarte bună a centrul terenului, un assist pentru Kevin De Bruyne, omul cu assisturi la Wolfsburg în ultimele 5 goluri ale lui Wolfsburg în Europa League. El a fost implicat în toate. Să adăugăm și la aceste 5 implicări, să spunem, și vreo 14 asisturi acest Kevin De Bruyne. Aici, astea sunt statistici din realitate. Iată că și în joc se descurcă bine De Bruyne, belgianul, care a jucat și el pentru Belgia la campionatul mondial din 2014. Mertesacker cu o pasă în spate la Koscielny. De Bruyne încă o dată, De Bruyne cu o pasă bună pentru Lukaku, este 1-1 acolo cu Koscielny. Trece Lukaku, vine și Mertesacker, pasă pentru De Bruyne, apără Ospina, faza continuă, gol! 2-0, este 2-0, marchează și Kevin Miralas. Să știți că am observat faptul că avem mulți belgieni în echipa noastră, Lukaku, Miralas, De Bruyne. Iată că trei belgieni au făcut cele două goluri ale noastre. De Bruyne a ajutat la primul gol cu un assist care a marcat chiar belgianul Lukaku și acum marchează alt belgian, Kevin Miralas. 2-0, minutul 61 pentru Everton. Reușim foarte bine să ne desprindem la două goluri. Asta în repriza a doua, a fost nevoie de 60 de minute să marcăm două goluri. Iată acum pe Santi Cazorla încercând să facă ceva, să scoată în careu. Mai degrabă scoate Cavanda acolo, ce greșeală făcusem Chiriche și intervine foarte bine și recuperează călcâiul lui Lukaku pentru De Bruyne. De Bruyne încearcă să angajeze acolo, îl găsește pe Chamberlain, foarte frumos trece Oxlade Chamberlain este deposedat, fața continuă cu Zelalem, jucătorul luat, cum spunea, de la Arsenal, 17 ani are, minge pentru Kevin Miralas. Haide, sper că a ajuns Miralas, dar Debuchy îl deposedează. Recuperare foarte bună, pasă pentru Romelu Lukaku, iată-l acum în fața dublei, Lukaku, gol! Este bara lui Lukaku. Faza continuă, balonul este respins în disperare acolo. Oh, ce face Walcott, a păstrat balonul în teren pentru noi. Iată-l acum pe Miralas, trecând acolo și de Wilshere. O fază cam ciudată, cam controversată, au reușit cu greu să scoată mingea de acolo cei de la Arsenal, Koscielny. Flancul stâng, iată-l pe fundașul central urcând și nu știe ce să facă cu balul la picior. Chiricheș recuperează foarte bine, pasă genială. Gol pentru Romelu Lukaku, o dublă. Iată aici pe Chiricheș dându-i o lecție de fundaș ofensiv lui Koscielny. Sunt amândoi fundaș central, dar Chiricheș poate juca și pe și fundaș dreapta. A recuperat acolo ca un fundaș central și a pasat ca un fundaș ofensiv. Exact un fundaș bun care l-am achiziționat acum Chiricheș, un meci bun făcut de acesta și iată că reușește chiar și un assist. Romelu Lukaku face 3-0, iată raportul șuturilor, 6 șuturi în avans pentru noi, 8-2, o pasă acolo în careul nostru, balonul este reținut de Theo Walcott, minge pentru Kevin De Bruyne. De Bruyne, belgianul, trece foarte frumos, iată acum pe De Bruyne, sigur îi va pasa lui Chamberlain, poate marca împotriva fostei sale echipe, Chamberlain! Ospina nu îl lasă, din păcate, în minutul 86 putea să mai majoreze puțin scorul Oxlade-Chamberlain. Miralas a marcat și el în acest meci, iată acum trecând foarte frumos Kevin Miralas, doi jucători nu pot să-l deposedeze, centrare bună, gol! 4-0, este un hat-trick făcut de Romelu Lukaku, în minutul 90 marchează, este un meci făcut practic de belgieni, de noile achiziții, în special de belgieni, dar iată-l pe Lukaku ce face acolo, cum... Este o finalizare de atacant, excelent, i-a luat fața fundașului și l-a învins pe portar. Doar un minut de prelungire, nici nu mai are rost să se mai obosească jucătorii. Știi ce mă întreb eu? Unde a fost Alexis Sanchez pe teren? De ce n-a fost pe teren? Oare l-o fi vândut? În fine, după 90 de minute reușim să obținem o victorie foarte, foarte bună. Romelu Lukaku, normal, om meciului, 9,8 nota sa, a reușit să marcheze chiar un hat-trick Lukaku. Bun, transferurile sunt pe final, am făcut transferul, nu cred că mai este mare nevoie de altceva. Real Madrid s-a mișcat bine, a fost și este în prim plan. Am fost acolo, l-a cumpărat pe Rooney și l-a vândut pe Modric. Martinez s-a dus și el la Tottenham, s-a dus Martinez, da. Mai jucăm și acest meci cu Chelsea, tot împotriva unei echipe din Londra. Acum ești plecând din Liverpool și ne vom duce în Londra.
pentru a juca normal împotriva unei echipe din Londra. Este vorba de Chelsea, echipa antrenată de Jose Mourinho. Nu este tot pe terenul nostru, wow, la asta nu mă așteptam. Chamberlain a crescut și el 79 deja după acest match. Este îmbucurător asta. Bun, și să începem împotriva lui și începe partida de pe Goodison Park. Noi suntem cei cu lovitura de start acestei partide. Cavanda la primele atingeri de balon, Chelsea și acum un lot schimbat, dar din păcate nu a reușit să treacă de optimile Ligii Campionilor. Chelsea o eliminase în sferturi pe PSG și a luat revanșa, a eliminat-o mai devreme parizienii chiar în optim. Pas acum pentru Eden Hazard, centrare bună a lui Hazard, balonul trece acolo prin fața porții lui Tim Howard, pasă pentru De Bruyne, un 2 acolo cu Mirayas, încercăm un contraatac, Kevin Mirayas este acolo, foarte bună intercepția lui Nemanja Matic, De Bruyne bagă foarte bine capul, Miralas cu o minge înaltă spre Romelu Lukaku, să nu uităm, joacă împotriva fostei sale echipe acest Romelu Lukaku, pasă acum pentru Lois Remy. Nu știu de ce nu joacă nici de Diego Costa. Cred că ne tratează cu nasul pe sus adversarii noștri. O, Kirikeș, foarte bine s-a descurcat acolo în careu Vlad Kirikeș, maturitatea arătată de mulți aici. Practic, el a controlat jucătorul. Minge acum pentru Chamberlain, Chamberlain pentru Kevin De Bruyne. De Bruyne nu reușește însă să treacă acolo. Și Fabregas, fostul jucător al Barcelonei, se întoarce aici în Premier League, tot în Londra, dar la cel. Iată-l acum pe Nemanja Matic, concentrare, lovitura de cap a lui Lois Remy trece pe lângă poarta lui Tim Howard. Chelsea începe să-și arate colții, știm cât de ofensiv este Jose Mourinho, dar și atunci când atacă o face foarte bine. Iată acum pe De Bruyne, cu o pasă la Romelu Lukaku, Lukaku pentru Chamberlain, intră în centru Chamberlain, din nou pentru Lukaku, mai departe la De Bruyne cu capul. Nu a fost cea mai inspirată decizia lui De Bruyne, dar nu avea nici forța necesară pentru a străpunge ca un cuțit în brânza printre acei doi jucători. Kevin De Bruyne nu are cea mai mare agresivitate. A fost un jucător al lui Wolfsburg, un jucător tânăr și de perspectivă, normal, care deja a confirmat o confirmare acest De Bruyne. Chamberlain acum la balon, Chamberlain din nou intră în centru, din nou încearcă să deseneze o diagonală, dar nu reușește, balonul este respins. William, jucătorul lui Shakhtyor, fostul jucător al lui Shakhtyor, iată acum pe William, trei adversari se duc acolo după William și rămâne în centru liber Fabregas, atenție mare la Fabregas, Fabregas scoate foarte inteligent, nu se poate, penalti comis de Cavanda. Chiar aș vrea să-l ia la bătaie Matic. Și ce primește și Matic și Galben? Wow, da, Cavanda primește de fapt Galben. Nu e bine deloc, Cavanda face un penalti în minutul 32. Ce față are, uitați-vă pe fața lui, cu ură, cu câtă ură l-a faltat acolo pe Matic. Merita și roșu aici Cavanda, putea fi chiar gol. Iată pe Hazard, el este cel care va bate 1-1 cu Tim Howard. Îl provocăm pe Eden Hazard. Howard nu mușcă din momeală peștele Eden Hazard, l-a învins din păcate pe Tim Howard, fără probleme acolo l-a executat. Ce să facă de la 11 metri, cât să-i cerem bătrânului Howard, totuși nu i-ar fi bătrân el pentru portar. Iată aici cum a dansat în poarta noastră. 1-0 din păcate pentru Chelsea și asta numai din cauza lui Cavanda. De Bruyne încearcă un șut cu efect, dar nu reușește. Nemanja Matic a fost cel care a scos penalti. Corner acum pentru noi, Miralas trece foarte frumos, Kevin Miralas se întrează, va fi corner încă o dată. Thibaut Courtois, mi-aduc aminte de meciul cu Hull City, asta mă refer în realitate, ce greșeală a comis Thibaut Courtois. Este faul, lovitură liberă de care dispunem acum. Este o lovitură liberă care poate fi luată ca un corner, pentru că nu știu dacă putem da chiar pe poartă, dar s-o bată Kevin De Bruyne, care are un finețe în atingerea balonului. De Bruyne încearcă pe poartă, balonul este careu respins până la urmă de jucătorii lui Chelsea. Iată acum pe De Bruyne, se duce De Bruyne, dar intervine acolo Ramirez. Kurzuma este titular, asta m-a uimit, știu că de obicei nu prea îi titularizează Mourinho pe acești tineri. Lois Remy, o excepție ar fi Balotelli,
la Mourinho. Lois Remy pentru Eden Hazard. Iată pe Chamberlain, face pressing acolo, dar Hazard se descurcă cu atâta ușurință fața lui Chamberlain și a lui Cavanda. Felipe Luis pentru Hazard, centrarea lui Hazard în brațele lui Tim Howard. Prima repriză se încheie și suntem conduși din păcate la pauză de Chelsea. Asta numai din cauza lui Cavanda. Ce față avea acolo Cavanda, nu pot să uit expresia feței. Începe și a doua repriză. Chelsea ne conduce pe terenul nostru propriu. După ce am învins-o cu 4-0, am învins-o categoric pe Arsenal. Chelsea reușește să ne pună probleme, dar mai este o repriză la dispoziție. Putem întoarce chiar scorul, să vom vedea. Nu este meciul cu Arsenal, Arsenal care nu prea a fost inspirată atunci. Este meciul cu Chelsea care joacă destul de bine, dar defensiv. Iată acum o pasă pentru Lukaku, este Thibaut. Iată acum pe Kevin Miralas, pasă pentru Baines, bătrânul Baines, un expert al loviturilor de la 11 metri. Centrarea lui Baines, este un jucător tehnic pentru un fundaș, în special fundașii laterali sunt tehnici și asta este drept. Un exemplu, Ricardo Rodriguez de la Wolfsburg. Să vedem acum pe Barkley, mie chiar îmi place Rodriguez, elvețianul. Hazard acum, Chelsea din nou recuperează foarte bine toate mingile la centrul terenului și reușește să străpungă pe contraatac. Ramirez, brazilianul continuă, a fost faultat, iar arbitrul a dictat faul. Diego Costa intră acum în locul lui Lois Remy. Nu știu ce minut a intrat Diego Costa, vom vedea imediat în minutul 65. Iată acum pe Willian, Willian în care o pasă pentru Hazard, n-a fost offside din păcate la Hazard. Încercăm să... nu avem ce face! Incredibilă ratare, se pune pe... Ai de capul meu, cum a ratat acolo Willian? Din 2 metri a dat în bară, iar apoi peste poartă. Senzațional, scăpăm cu mult noroc. Intră și Andre Șurle acum în locul lui Willian, dar Andre Șurle știm că în această retură a fost... în această pauză de iarnă a fost cumpărat de Wolfsburg și el. Incredibilă ocazie pentru Chelsea de a majora scorul, de a se desprinde la 2 goluri, dar... noi am scăpat ca prin minune cu noroc mare, dar nu avem noroc la poarta adversă, avem noroc la poarta noastră. Cred că suntem lipsiți de noroc, iar ghiniolul nostru este Cavanda în acest meci. Howard iese foarte bine acolo, foarte decis Howard. Bine De Bruyne câștigă la cap, iată-l acum pe Romelu Lukaku pentru Miralas. Miralas a încercat să-i paseze lui Lukaku, dar a fost o decizie foarte proastă. Iată raportul de pase dintre Hazard și De Bruyne. De Bruyne are 100%, Hazard doar 81%. Foarte, foarte bun De Bruyne, un playmaker. Iată acum pe Diego Costa, șutul lui Diego Costa este pe lângă poarta lui Tim Howard. Ce, a fost gol? Este aici la faza lui Willian. Nu avea cum să fie gol. Se vede foarte clar, foarte bună tehnologia asta nou introdusă. A fost folosită la campionatul mondial, a fost adoptată de toate campionatele mari. Noi în Liga 1 nici măcar aia cu spray-ul nu avem și este ceva bun spray-ul acela, dacă stăm să ne gândim. Așa nu mai avem dubii în privința jucătorilor dacă mai fac un pas înainte sau un pas înapoi sau împing mingea înainte sau înapoi. Bine că și cu spray-ul pot fi și reți unii jucători. Exemplu, David Luiz de la PSG. Mi-aduc aminte de un astfel de incident, să spunem în ghilimele, cu spray-ul. O să vedem acum o minge înaltă pentru Diego Costa. Hazard se luptă acolo, are viteză bună Hazard. Hai Cavanda, nu e meciul lui Cavanda acesta, o prestație slabă, dezamăgitoare. Și minutul 90, ultima răsuflare a acestui meci, încercăm să facem ceva. Iată-l acum pe Lukaku, este bară din păcate a lui Lukaku. Din păcate bara se opune și mingea nu intră în plasă. Romelu Lukaku, am avut șansa egalarii și nu am făcut nimic, pierdem... puteam să facem pe Chelsea să piardă cele 3 puncte. Lukaku încă o dată. Lukaku, bară, nu se poate. Doamne, incredibil. Deci ce meci a fost acesta? Un meci care chiar este greu de explicat. Adică atâtea bări a avut ghinion și cei de la Chelsea cât și noi. Dar mai mult noroc au avut. De Bruyne a fost un meciul uimesc la făcut echipa noastră. Asta a arătat și nota lui De Bruyne, 6,6. Și, dragi prieteni, acesta a fost episodul nostru, primul nostru episod de la Career Mode, de la FIFA 15.
Dacă v-a plăcut, lăsați și voi un like. Ne cerem scuze pentru această lungă întârziere. Mulți credeau că ne vom lăsa. Poate că pentru un moment ne-am lăsat, dar iată că ne-am întors și vom continua să postăm în forță. Deci, până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!